dragi telespectatori, iubitori ai emisiunii Cultură și Civilizație Turcă, cei care urmăresc cu atenție emisiunile atât pe postul de televiziune Express TV, pe YouTube și pe Facebook, această emisiune în care încercăm să vă prezentăm câteva lucruri de suflet, de spirit, de cultură. De la începutul anului și până la sfârșitul unui an, poporul român sărbătorește trei mari evenimente pentru cultura, importante atât pentru cultura cât și istoria sa. Primul este la 15 ianuarie, Ziua Națională a Culturii Române, apoi urmează 24 ianuarie și se încheie cu 1 decembrie. Fiecare dintre ele reprezintă un moment de bucurie și emoție. Astăzi, 20 decembrie, anul 1849, la 4 ceasuri și 15 minute europenești, s-a născut fiul nostru Mihai. Așa stă scris în notița biografică a căminarului Gheorghe Eminovici din Ipoteștii Botoșaniului. Consemnarea era făcută după calendarul cel vechi. Literatura română a reținut însă data de 15 ianuarie 1850 ca fiind cea a nașterii celui de-al șaptelea copil al familiei Eminovici, cel care s-a dovedit a fi geniul care a marcat întreaga noastră istorie literară și, deopotrivă, și pe cea europeană. Opera sa, care însumează 46 de volume, cu aproape 14.000 de file, a intrat în circuitul universal prin traduceri în peste 150 de limbi, cu ecouri în 250 de țări. Prezența numelui lui Eminescu în publicații și dicționare enciclopedice prestigioase, cum ar fi cele apărute în cadrul UNESCO, dar mai cu seamă locul pe care îl ocupă în studiile monografice și de literatură comparată, confirmă universalismul operei sale. Fără tăgadă, opera eminesciană este actul de identitate universală a neamului românesc, așa cum spunea criticul și istoricul literar Vladimir Străinu. Iar autorul ei, un model, un erou civilizator deschis către viață, către țara sa și către universul întreg. Pentru început aș vrea să vă citesc câteva rânduri, câteva pagini pe care Geo Bogza le-a înserat în preajma zilei de 15 ianuarie și le-a dedicat acestor corifei ai culturii și ai neamului românesc. Iată ce spunea domnia sa. Dintre cei ce ne privesc din lumea de dincolo, învăluiți în mantia legendei, doi voivozi și un poet întraripează cel mai mult imaginația poporului. Ei alcătuiesc treimea din care, de câte ori e grav primejduită, ființa noastră își trage puterea de a rămâne ea însăși. Fericită alegerea soartei și a istoriei! Pururi înconjurați de slavă și de iubire stau în mintea și în sufletul nostru cei trei. Voivodul de la Suceava, voivodul celei din tâi uniri și poetul care a dovedit că un român poate fi un geniu. Și în 1976, tot același autor scria: dintre toate zilele care în cursul unui an sunt pentru noi poeții români prilej al unei neumbrite bucurii, nici una nu poate sta alături
de cea care cade în miezul lui ianuarie. Orice pagină am fi început, pe orice ocean am pluti, în orice catedrală ne-am afla, cuvinte ca în această zi să ne oprim o clipă, să întrerupem totul, spre a ne îndrepta spre noi înșine o clipă, să întrerupem sau trâmbițându-ne închipuirea cu o floare la statuia din fața Ateneului, simbolul cel mai pur a tot ceea ce a putut da mai pur neamul de oameni, în ființa căruia poșnesc, încă mai poșnesc, apele și pădurile Carpaților. Și în 1976, același autor scria foarte frumos și îl compara pe Eminescu cu constelația Orion. Aceasta este Orion, cea mai frumoasă constelație a cerurilor de iarnă, sub care, a cărei lumină s-a născut Mihai Eminescu. Acesta este Orion, vânătorul zvârlit în cer de Diana. Priviți ce maestoasă statură are și cum îi scânteiază centura. Acesta este Orion, rege al constelațiilor din emisfera noastră, ce numai iarna se arată, alunecând peste câmpii și munții pe care s-a așternut zăpada. Acesta este Orion, corabia de lumini care dintre toate chipurile cerului cel mai mult vorbește ființei noastre despre măreție și eternitate. Acesta este Orion pe care voi, urmași ai păstorilor din Carpați, bărbați și femei, băieți și fete, îl puteți contempla întreaga iarnă. Priviți-l, priviți-l neapărat spre a primi botezul măreției și eternității. Aceste cuvinte deosebit de frumoase, de fapt șargheze, are aceleași aprecieri pe care le face nu numai arghezii, dar și alți mari personalități ai acestui neam românesc. Această zi de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, nu a fost la întâmplare aleasă, pentru că ea a reprezentat și un semn de omagiu față de poetul național al românilor. Și nici nu se putea alege altă zi pentru a comemora această naștere a celui care anul acesta, dacă ar fi trăit, ar fi împlinit 174 de ani de la naștere. A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă. Nu poate să ajungă vorba până la el fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coartelor ar putea să povestească pe harpă și să legene din depărtare delicata lui singuratică slabă. Spunea cu emoție și respect poetul psalmilor Tudor Arghezi. În seara aceasta, în emisiunea din seara aceasta, m-am gândit să vă prezint, dacă Eminescu este al românilor și iubit atât de mult, este în egală măsură apreciat și iubit, mai ales poezia, valoarea poeziei sale, de alți scriitori și poeți și iubitori de
poezie meneștiană din întreaga lume. Eu am să încerc în câteva rânduri să vă prezint pe marele nostru poet național, Mihai Eminescu, în lumea literelor din spațiul literaturii turce. La pagina 3673 din volumul 6 al dicționarului enciclopedic, la rus, sunt 23 de rânduri dedicate marelui poet împreună cu o imagine a poetului. La numărul 16 din 16 februarie 1968 apărea articolul semnat de poetul și scriitorul Muzafer Uyguner din Turcia, o pagină în care era prezentat poetul Mihai Eminescu, considerat cel și mai mare poet al românilor, spunea el. Ca romantic, el este adesea comparat cu poetul britanic John Keats, a creat o enciclopedie a spiritului românesc, care în lucrările sale constituia poezia epocii sale. El a creat o limbă națională și articolul se încheia cu poeziile dintre Sute și Catarge și de Catarge și Împărat și Proletar, traduse, bineînțeles, în limba turcă și semnate de același autor turc. În iulie 1978, revista literară de prestigiu din Istanbul, Varlık, publica 4 poezii din opera poetului tradusă în limba turcă. Eliştir Menlere, Criticilor mei, Uykulu Kuşlar, Somnoroase păsărele, Şayet și Dacă și prima parte din poemul Glosă Sözlük. În 1987 apare Enciclopedia Literaturii Turce și Universale, în 4 volume. La pagina 22 al volumului 2 apar date despre viața și opera poetului Mihai Eminescu, prezentate în 69 de rânduri. În 1980, cu ocazia comemorării a 100 de ani de la moartea poetului, profesorul dr. Irfan Nasratinoğlu din Ankara scoate un volum din lirica eminesciană tradusă în limba turcă, de personalități marcante de origine turcă din România și Turcia, precum ar fi Mehmet Ali Ekrem, Enver Mahmut, Nedret Mahmut, Ismail Ziaedin, Mihai Gboglu, Ion Arion, Feyyaz Sallam, Erem Melike Roman, Nevzat Yusuf, Ion Penișoară, Emil Suciu, Valeriu Veliman și Sahidat Vatansever, cu o prefață semnată de istoricul și criticul literar, eseist și poet român Dumitru Perpesicius, în traducerea subsemnatei. Acest volum a fost dedicat marelui nostru poet Mihai Eminescu. Scriitoarea de origine turcă din România, doamna Melike Roman, menționa într-o lucrare: în 1988 am întâlnit-o pe pictorița Yıldız Cimbıroğlu din Turcia, cu care am avut o lungă conversație. Printre altele mi s-a destăinuit. Am citit poemele lui Eminescu din traduceri din limba franceză și am fost foarte impresionată. La sfârșitul conversației noastre, i-am cerut doamnei să scrie câteva rânduri despre Eminescu
Și iată ce scrie domnia sa. Nu mi-a fost greu să scriu despre Eminescu. Am văzut în el spiritul unei păduri tinere, dată gata să străpungă eternul. De fapt, cred că spiritul unei astfel de zâne se află în sufletul fiecăruia din noi, cuibărit cu mii de ani în urmă. Mi-aș fi dorit să ne amintim mereu că suntem o parte din natură. Cred că este imposibil să separăm pe Eminescu de gândirea contemporană. L-am adăugat pe Eminescu printre prietenii mei nemuritori. Poet al visului cosmic și mitologic, cucerește din ce în ce mai mult cititorii turci. Scriitorul, poetul și traducătorul turc Alin Arcin este primul și unicul turc care l-a tradus pe Eminescu, adică poeziile lui Eminescu, direct din limba română și nu cum au făcut alții dintr-o altă limbă de circulație internațională, cum ar fi din limba engleză sau franceză. Alin Arcin a trăit în România, în zona Botoșanilor, cam 14 ani, unde a fost șocat de insistența și religiozitatea cu care era rostit numele marelui poet, de care intelectualul turc nici nu auzise până atunci. Întrebat fiind cum a cunoscut poezia eminesciană, Alin Arcin spunea: în anul 1990 am fost în vizită la Ipotești și apoi la mănăstirile Putna, Boroneț, Neamț și Agapia. În timpul acestor excursii, prietenii mei români pronunțau des un nume, Eminescu. Am întrebat cine este Mihai Eminescu. Mi s-a răspuns că este vorba despre cel mai mare poet al românilor. Am fost atât de impresionat de această situație încât m-am hotărât să merg la casa unde s-a născut poetul, la Ipotești. Am ajuns și după ce am vizitat casa memorială din satul lui de Baștină, Ipotești, îmi amintesc că am scris la plecare în cartea de onoare al muzeului următoarele cuvinte: pe măsură ce-ți colindam casa, mă cuprindea tot mai mult un dor nedefinit, de parcă aș fi început să trăiesc din nou. Noi, scriitorii, prindem rădăcini în toate părțile lumii și oriunde am fi, suntem până la urmă frați cu toții. Eu sunt poet turc și voi traduce poeziile tale în turcă. Și din acel moment, cărturarul nostru turc, Ion Alin Arcin, s-a ocupat cu foarte multă seriozitate să învețe limba română. Și după ce și în același timp fenomenul Eminescu. În consecință, în anul, după 18 ani de studiu, în anul 2009 apare la editura Ozan din Istanbul un volum, primul volum de fapt, intitulat Poetul legendar al versului românesc, Mihai Eminescu. În volumul prefațat de directorul de atunci al Institutului Cultural Român Dimitrie Cantemir din Istanbul, regretatul nostru și renumitul istoric și turcolog profesorul Mihai Maxim, aducea laude deosebite acestui traducător care s-a aplecat cu foarte multă seriozitate asupra operelor și poeziei eminesciene. Ca atare,
În volumul respectiv au apărut 61 de poezii traduse din opera poetului Eminescu și cu un număr de circa 40 de pagini consacrate prezentării vieții și personalității poetului, precum și comentarii proprii făcute pe marginea poeziilor acestuia. Cronicile literare făcute pe marginea volumului au fost atât de prestigioase și au trezit atâta viu interes față de poetul nostru național, mai ales în lumea literelor, lumea literară și a iubitorilor de poezie din Turcia, încât volumul a fost lansat prin intermediul Institutului Cultural Dimitrie Cantemir din Istanbul, la Ankara, Eskişehir și Izmir. Apoi, tot cu ocazia, în 2009, la postul de radio Ulusal, timp de 50 de minute, a fost prezentat, a fost dedicat, o emisiune dedicată marelui nostru poet și cu audiență, la o oră de maximă audiență, o emisiune care a fost ascultată cu foarte mare interes de către auditorul din Turcia. În emisiunea respectivă s-a discutat despre contextul istoric în care a trăit poetul național al românilor, despre revoluționarea limbii literare române de către Eminescu, despre perceperea în Turcia operei ultimului mare romantic al Europei, despre similitudini cu creațiile marilor poeți din Turcia și în special cu Yunus Emre și în final s-au citit în limba turcă și în română poezii din opera eminesciană. În 2014 apare la editura Siyah Beyaz al doilea volum de poezie eminesciene, dar de data aceasta sunt cele 5 scrisori. Nu este atât de ușor să traduci opera eminesciană și mai ales scrisorile. Cele 5 scrisori, lucrarea, volumul respectiv, a avut următorul titlu, Cele 5 scrisori și Osman lui, prefațat la fel de marele nostru profesor, dr. Mihai Maxim, profesor titular de istorie otomană și de paleografie și diplomatică turco-osmană la Universitatea din Istanbul și membru de onoare al Academiei Turce de Istorie. Traducerea lui Eminescu este extrem de dificilă, aproape imposibilă și cu toate acestea, iată că dacă ești pasionat într-adevăr și faci o muncă din pasiune și din dragoste, poți să reușești să dai publicului o valoare care poate constitui și aduce un loc aparte în literatura universală. Eminescu, emblema culturii române și universale deopotrivă, a fost pentru cititorul turc din Turcia, dar și pentru cititorul turc din România, turc și tătar din România, un balsam al sufletului cu toate caracteristicile romantismului de liniște, de înălțare sufletească, de pace și de acea atmosferă ușor melancolică. Încă de la numirea, adică zilei culturii naționale
române la 15 ianuarie sub emblema figurii marelui nostru poet, Uniunea Democrată Turcă s-a implicat în mod deosebit și încă din primul an, prin Comisia de Femei a Uniunii Democrate Turce, s-a punctat, s-a inaugurat celelalte evenimente care au continuat până astăzi, în preajma zilei de 15 ianuarie, zi în care comunitatea turcă a dedicat-o de România, a dedicat-o culturii naționale românești și implicit poetului Mihai Eminescu. La început, Comisia de Femei, printr-o acțiune amplă la care au participat și scriitori de la Uniunea Scriitorilor din Constanța, diplomați, oameni de cultură, prezenți din Turcia, prezenți în România la acea dată, o manifestare deosebit de bogată și care a avut un ecou deosebit. După aceea a trecut să fie punctat de Comisia de Cultură cu genericul sub bolta geniilor și bineînțeles că și celelalte sucursale, filiale s-au aliniat la aceste evenimente și prin expoziții, prin seri de lectură, prin manifestări culturale au punctat 15 ianuarie, ziua poetului național Mihai Eminescu. În lumea literară turcă, numele lui Eminescu este cu mult respect pronunțat și de multe ori, adică sunt persoane care se întreabă, noi Turcia îl consideră pe Mihai Eminescu un Ionuț Emre al românilor. Deci atunci când se vorbea, se făcea o paralelă între Mihai Eminescu și Ionuț Emre, se făcea din și se face din trei puncte de vedere, din trei motive. Unul este numele de Eminescu, un nume predestinat, adică înțelesul de Emin, iar înțeles de predestinat pentru eternitate. Este un nume venit din străpundul arborelor, arborului genealogic al din partea tatălui, care se pare, după cum spune și Călinescu și Iorga, că ar fi fost printre alte încercări de a vorbi sau arăta care este arborele genealogic din partea tatălui, printre albanezi, armeni și asta, este și că aparține, ar fi fost de origine turcă, un negustor rătăcit prin Suceava, un negustor turc, care s-ar fi căsătorit cu o româncă, îndrăgostit, bineînțeles, și asta se vede foarte mult, și la ora actuală, îndrăgostit de o româncă, se căsătorește și trece, bineînțeles, acceptă creștinismul, dar la Emin adaugă Ovici, pentru că era și zona din partea aceea a Sucevei, dar Ovici îl întâlnim și la numele albaneze, care sunt la musulmanii albanezi, de Ovici, Eminovici. Bineînțeles, s-a perpetuat, s-a ajuns până la Eminescu, iar Eminescu îl romanizează pentru eternitate, cu adăugând, scoțând Ovici și adăugând eternul Escu, românescul. Și aceasta ar fi, poate că, și mai ales că în numele de El Emin, de origine arabă, este des întâlnit în Coran. Iar în Turcia,
care simbolizează pe îngerul Gabriel câteodată și câteodată profetul. De asemenea, în Turcia vei întâlni peste 70.000 de persoane cu numele de Emil, Emin, în Turcie cu mult. Este un nume foarte iubit și adoptat de turci, acest cuvânt, acest nume de Emin. Al doilea motiv pentru care se face comparație cu Eminescu cu Yunus Emre, poetul turc, chiar dacă au trăit în secole diferite, ambii au dezvoltat la valoarea literară a limbii, în atât unul a limbii turce și celălalt al limbii române. Eminescu în secolul XIX șlefuiește o piatră prețioasă, reușind să scoată la lumină o bijuterie inestimabilă, și acea bijuterie nu este alta decât limba română literară. Iar Yunus Emre în secolul XIII, dacă până la el scrierile mai mult literare erau în limba persană sau arabă, Yunus Emre este cel care scrie doar în limba turcă, punând astfel bazele limbii literare timpurii turcești. Al treilea motiv pentru care se face o paralelă totdeauna între Eminescu și Yunus Emre, eu vorbesc din prisma culturii și literare turce când se vorbește despre cei doi, al treilea motiv este că fiecare reflectă, în poezia fiecăruia se reflectă, este reflectată o filozofie mistică aparte. Dacă la Yunus Emre este misticul este sufismul tasauf, la poetul Mihai Eminescu cuvintele împing limitele superioare ale gândirii umane ca în misticismul budist. Într-un cuvânt, ambii au o înclinație către filozofia pe care omul o duce cu el până la final. Am să mă opresc aici, făcând deci prin paralela aceasta, în câteva cuvinte am arătat, cred că destul de succint, dar destul de bogat, am arătat locul poetului Mihai Eminescu în literatura turcă. Trebuie însă, nu pot să trec de partea aceasta, să închei prima parte aceasta locului pe care îl are Eminescu în literatura turcă, fără să spun că și la Galați, orașul Galați, pentru că și emisiunea se face și la Galați, ne mândrim, locuitorii ei trebuie să se mândrească cu statuia lui Eminescu, care se află și astăzi în parcul care poartă numele, pentru că este prima statuie făcută și așezată pe soclu în cinstea poetului, și această statuie făcută în România este prima și ea s-a făcut la Galați. În 1911 este inaugurată această statuie în prezența personalităților ale literaturii și artei românești, cum ar fi Nicolae Iorga, Xenopol, George Coșbuc, Vlahuță, Constantin Notara
și alții. Iar magistratul Corneliu Botez, la predarea monumentului, în alocuțiunea sa, spunea: vă rog, a-l păstra și îngriji cu aceeași dragoste și pietate cu care gălățenii s-au învrednicit să-l înfăptuiască, și a încheiat cu următoarele cuvinte. În gândul și cuprinderea noastră sufletească, se adresa în același timp uitându-se la statuie, vei crește și te vei înălța din ce în ce mai falnic. Iar aici, la țărmul Dunării bătrâne, ți-e sorocit să fii pe veci, veche, neclintită, a aspirațiilor neamului pe care l-ai cântat și l-ai iubit atât de mult. La mulți ani, Mihai Eminescu. Desigur că e foarte greu să vorbești despre Eminescu și să-i prezinți valoarea sa, pentru că noi ne ocupăm mai mult de poezia lui și însăși poezia îl face cunoscut, dar Eminescu este atât de mare și atât de român prin scrierile, prin jurnalismul pe care ni l-a lăsat nouă. Ca să-l înțelegi complet pe Eminescu, ar trebui ca noi să citim și rândurile, în primul rând, scrierile lui din publicațiile jurnalistice apărute în vremea sa. Vom trece mai departe. Vreau să vă mai rețin un pic atenția și să vă spun că la Istanbul, Institutul Cultural Român, care este condus de către un om cu suflet mare, un om care s-a dăruit în totalitate, împreună cu colectivul pe care îl conduce, să prezinte acolo, pe malul Bosforului, cultura românească în toată splendoarea și măreția ei. Este foarte adevărat că nu se poate realiza nimic într-o altă țară dacă nu ai și sprijinul autorităților, oamenilor de cultură, ministerelor, universităților, academicienilor, organizațiilor culturale al poeților. Nu poți să faci nimic. Deja domnia sa, anul acesta, printre altele, a punctat într-un mod extraordinar de frumos și de măreț prin acel concert pe care l-a dedicat lui Dimitrie Cantemir, l-a prezentat în luna mai și trebuie să ne mândrim și noi, comunitatea turcă, că în Comisia de Femei a punctat anul Dimitrie Cantemir mergând la Istanbul și susținând o prelegere chiar la casa, la sediul Institutului Cultural Român al Dimitrie Cantemir din Istanbul. Omul acesta, directorul Institutului Cultural Român domnul Dragoș Niță, așa cum v-am spus, un om deosebit, a mai făcut ceva.
a realizat o săptămână întreagă Zilele Culturii Românești. A invitat din țară formații de dansuri populare. A invitat din țară și a făcut o expoziție de artă populară și de costume românești. A prezentat tot concerte în acea săptămână și unde credeți, în sediul cel mai mare al centrului cultural Kemal Atatürk, un centru renovat, dar de o măreție fabuloasă. Și vreau să vă spun că timp de o săptămână tot centrul acela a fost pus la dispoziția Institutului Cultural Român fără să fie, să se perceapă absolut nicio taxă. Iată că se pot face lucruri deosebite atâta timp cât între țări există relații de prietenie, relații de respect, relații de afinități culturale, spirituale, care nu pot face altceva decât să ducă la o bună conviețuire între popoare. Necunoașterea celuilalt totdeauna a fost un punct care a dus la dezbinare. Iar ceea ce se întâmplă și ceea ce face domnul director Dragoș Niță nu face altceva decât să prezinte și să se observe că fiecare are ceva din cultura celuilalt. Deci iată că oamenii se pot. Iar pentru Ziua Culturii Naționale a fost un concert care a fost susținut la Sala Operei Süreyya din Istanbul, cea mai mare operă considerată, cea mai mare teatru de operă din Turcia, considerat, la fel gratuit, urmat apoi la un sediul cultural din Istanbul, turc, o prezentare, o prelegere dedicată poetului Eminescu și de asemenea urmată de un moment liric din poezia eminesciană. O să prezentăm și o să vedeți, încercăm să prezentăm un moment din acel concert prezentat la Opera Süreyya și o să vedeți un tânăr clarinetist de numai 18 ani care deja duce faima României peste hotare. Și pentru că suntem totuși în luna culturală românească, aș vrea să închei cu prezentarea unei prelegeri, unei lucrări pe care doamna decan, profesor universitar, doctor Antohi Simona a prezentat și a dedicat-o marelui cărturar Dimitrie Cantemir în data de 12 decembrie 2023, atunci când s-a inaugurat deschiderea oficială a lectoratului de limbă turcă la Universitatea Dunărea de Jos, în cadrul Facultății de Litere din această universitate. Distinși invitați, stimată doamnă prorector,
Stimați colegi, dragi studenți, am ales să vorbesc astăzi pe scurt despre personalitatea lui Dimitrie Cantemir, un spirit umanist de anvergură enciclopedică și internațională, care s-a format în ambianța culturală a Istanbulului de secol XVII și care dovedește, în opinia mea, că relațiile culturale dintre cele două spații de cultură, cel românesc și cel turc, sunt mult mai vechi decât secolul XX. Așadar, personalitatea și formația intelectuală a principelui Dimitrie Cantemir, fost domnitor al Moldovei, reprezintă un exemplu semnificativ și un argument pentru caracterul transnațional al mișcărilor și direcțiilor culturale care au marcat teritoriile locuite de români în secolul al XVII-lea, în secolul al XVIII-lea, pardon, spațiu de întâlnire a unor influențe atât orientale cât și occidentale, a căror reciprocă relaționare și influențare funcționa în mod firesc în epocă. Circulația modelelor culturale și literare se făcea, cu alte cuvinte, de o manieră fluidă. Conglomeratul lingvistic și cultural adăpostit de capitala Imperiului Otoman, unde tânărul Dimitrie și-a desăvârșit formația culturală poliglotă, favorizând acest lucru. Principele moldovean s-a construit ca intelectual cu deschidere universală în acest spațiu generos și dinamic, devenind un cărturar perfect adaptat la cultura orientală și în egală măsură la cea occidentală. Concret, tocmai convergența acestor două tradiții și paradigme culturale a făcut posibilă o operă de mare diversitate discursivă și stilistică, cu impact dovedit la nivel european și nu numai, precum aceea a lui Dimitrie Cantemir. Cantemir a avut o formație eclectică, a asimilat o cultură de orientare ortodoxă, dar și una turcă. A avut acces la surse și modele culturale occidentale, dar și la izvoare orientale. Și-a trăit ultima parte a vieții în Rusia, ca sfetnic apropiat al lui Petru I, prețuit și răsplătit pentru statutul și profilul său de savant cu deschidere enciclopedică. A fost membru al Academiei de la Berlin și nu a renunțat nicio clipă la a promova imaginea românilor în lume, depășind cu mult perspectiva limitativ națională care i s-a asociat de-a lungul timpului. În fapt, Dimitrie Cantemir este un intelectual răsăritan care s-a manifestat firesc în spații culturale diferite, care a asimilat, reformulat și redimensionat forme și idei culturale orientale și occidentale deopotrivă. Își începe studiile cu Ieremia Cacavela, unul dintre cei mai reputați teologi ai culturii răsăritene, pentru ca ulterior formația principelui să se desăvârșească în cadrul Academiei Patriarhiei din Istanbul, o instituție cu deschidere către cultura occidentală. Modelele sale spirituale sunt atât occidentale, de pildă filozoful, alchimistul și medicul Jan Baptista van Helmont, pe care îl descoperă și pe ale cărui idei le asimilează de timpuriu, dar și orientale, de pildă, poetul persan Saadi Shirazi, autorul Golistanului. Fiul domnitorului Moldovei, Constantin Cantemir, devenind el însuși de două ori domnitor, trăind aproape 20 de ani la Istanbul, refugiindu-se apoi, cum spuneam, pentru ultimii 12 ani de viață în Rusia, poliglot redutabil, cunoștea pe lângă limba română maternă, slavona bisericească, latina, greaca veche, greaca nouă, persana, turca, rusa, Cantemir este exemplul perfect de intelectual cosmopolit, cetățean al Europei Ortodoxe, dar totodată profund familiarizat cu tradiția culturală orientală. O foarte scurtă trecere revistă selectivă a scrierilor lui Dimitrie Cantemir poate să scoată în relief diversitatea și amploarea preocupărilor acestuia. Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau Județul sufletului cu trupul, carte tipărită la Iași în 1698, Sacrosante sciențe indepingibilis imago în 1700, istoria eroglifică, elaborată între 1703-1705, Incrementorum et decrementorum aule otomanice sive ale otomanice istorie, a prima gentis origine ad nostra usque tempora deducte, elaborat între 1714-1716, Descripția Moldavie în același interval de timp 1714-1716 sau Cronicul vechimei a romano-moldovlahilor din intervalul 1719-1722. Pentru a demonstra faptul că principele moldovean a cunoscut și a înțeles în profunzime cultura orientală și cu precădere pe cea turcă, un exemplu semnificativ îl reprezintă, în opinia noastră, Cartea Științei Muzicii. Volumul este considerat de către specialiști un document excepțional din multe puncte de vedere. În primul rând,
un izvor fundamental de informații privind teoria, stilurile și formele muzicii otomane din secolul al XVII-lea, dar și o foarte interesantă imagine asupra vieții muzicale din una dintre cele mai de seamă țări ale Orientului. Această culegere de 355 de compoziții, inclusiv 9 semnate de Cantemir însuși, folosind un sistem de notație muzicală inventat chiar de autor, constituie cea mai importantă culegere de muzică instrumentală otomană din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, care a supraviețuit până astăzi. Am citat din analiza pe care o face asupra acestui volum al lui Cantemir un muzician contemporan, Iordi Sava. Cantemir însuși a fost un excelent muzician și a căpătat faima ca virtuoz al tamburului, un fel de lăută cu gât lung, dar și pentru compozițiile sale, grație acestei cărți a științei muzicii pe care a dedicat-o sultanului Ahmed al III-lea. Despre acest instrument muzical, tamburul, Cantemir însuși spunea cu încântare că e cel mai complet și mai perfect din toate pe care le stăpânim sau de care avem cunoștință. E cel mai și singurul care imită fidel și fără greș glasul și cântecul omenesc. Într-un studiu erudit și complex asupra longevivului Imperiu Otoman menționat deja, documentat și probabil parțial redactat în Istanbul, unde principele, spuneam, a trăit 20 de ani, definitivat în Rusia, ulterior publicat în traducere engleză în 1734, franceză 1743, german 1743 din nou, este vorba despre istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman. Mai înainte am făcut referire la titlul în limba latină, în original, acestui studiu. Cantemir face o observație de mare rafinament asupra muzicii turcești și spune: putem afirma, desigur, fără șovăire, că muzica turcească este mai aproape de desăvârșire, prin măsură și prin armonia vocilor, decât oricare muzică europeană. Și deopotrivă este atât de greu de deprins, încât la Istanbul, cetate foarte cuprinzătoare, să lași al celei mai mari curți din întreaga lume, Sfatul Răsărita, între atât de mulți muzicieni și iubitori de muzică, cu greu se pot găsi 3 sau 4 care să fi înțeles în profunzime sensurile acestei arte. Dincolo de valoarea de document de epocă a cărții științei muzicii, ca și de argument al interesului și al deprinderilor muzicale aparte ale prințului Dimitrie, un alt element de mare importanță îl constituie funcționarea acesteia ca liant cultural între cosmopolita lumea orientală și cea occidentală. În acest sens, voi sintetiza aici doar câteva studii elaborate în spațiul cultural francofon cu privire la preocupările muzicale ale lui Cantemir. Și citez: una dintre primele referințe de expresie franceză privind preocupările muzicale ale lui Cantemir datează din secolul al XVIII-lea, fiind semnată de Charles Fonton, cercetător, dragoman al ambasadorului Franței la Istanbul. Bun cunoscător al istoriei culturii, limbilor și muzicii orientale, acesta redactează la 1751 lucrarea Essai sur la musique orientale comparée à la musique européenne. Autoritatea științifică în materie de muzică turcească a lui Dimitrie Cantemir este prețuită și invocată aici în câteva rânduri. Citesc din nou. Aprecierile asupra muzicianului Dimitrie Cantemir se completează în anii următori prin mențiunile cuprinse în ediția franceză a lucrării pictorului și arhitectului Antoine Laurent lui Castellon, Mœurs, usage, costume des Ottomans, din 1812, care întreprinde împreună cu un grup de ingineri francezi o vizită în Turcia, unde studiază cultura otomană. În urma acesteia publică 6 volume ale lucrării menționate mai sus. Numele lui Cantemir se regăsește în compartimentul Music, din ultimul volum al ediției. În fine, a treia mențiune îi se datorează lui Alexandre de Nuoale la Issei, în tomul 7 al Biografiei Universelle Ancienne Modern, din 1813, care propune un portret rotund al principelui român ce reunește informații privind biografia, formația intelectuală acestuia, direcțiile de interes științific și artistic, lucrările elaborate. Citez: figura cărturarului se manifestă prin nuanțe și trăsături inedite, fiind încadrată în contextul cultural otoman. Dincolo de latura biografică și spiritul enciclopedic al acestui domn al țării Moldovei, orizontul panoramic schițat în conținutul lexicografic al materialului conține și alte date esențiale, incluzând pregătirea profesională multilaterală, care s-a manifestat prin faptul că Demetrius Cantemir vorbea turca, persana, araba, greaca modernă, latina, italiana, rusa, română și înțelegea foarte bine greaca veche, slavona și franceza.
era familiarizat cu domeniul arhitecturii, al muzicii, al matematicii, geometria și al filozofiei. Portretul cultural al lui Dimitrie Cantemir este întregit aici de lista lucrărilor acestuia. Așadar, formația de tip enciclopedic și erudiția lui Dimitrie Cantemir, deschiderea sa culturală multiplă și interesul pentru toate direcțiile de cunoaștere ale unui intelectual răsăritean cosmopolit, se reflectă pe toate dimensiunile și palierele operei sale, inclusiv aceea dedicată muzicii turcești, fapt de natură să demonstreze nu doar relația bionivocă Occident-Orient, ci și importanța unui vector de transfer cultural, precum înțeleptul principe, la nivelul unui spațiu extins de circulația modelelor culturale. Vă mulțumesc! În încheiere, aș dori și cred că o să vă placă un moment din concertul dedicat operei lui Dimitrie Cantemir, susținut de formația Orient-Occident din Istanbul. Spun rămas bun, vă doresc o seară liniștită, cu gânduri frumoase pentru a ne putea revedea cu sănătate, pentru a ne putea revedea la o altă emisiune în care vom încerca să prezentăm alte lucruri deosebite care să vă incite interesul. O seară bună și liniștită!